fix despre asta vorbim acum în emisiune. Despre rezoluții și presiunea asta de a face cât mai multe lucruri. Ok, vine haosul. Frumos să-l îmbrățișăm, hai vino, fă-ți treaba, că după aia te dau eu afară, că am lucruri importante de făcut. Deja simt că am un plan de acțiune și abia aștept să-l pun în aplicare. Problema asta cu neacceptarea propriului corp se răsfrânge asupra mai multor domenii din viața noastră, pentru că ne scade stima de sine. Fac, eu deja sunt mult mai motivat, am terminat mâncarea, simt că acum pot să slăbesc. Happy Cafe, astăzi, de la ora 17:30, la Happy.